90. 21. Da. Asta este X0. Și Y0 va fi egal. Și Y0 va fi egal cu... Stai puțin. Y0 va fi X0 plus 11. Minus 22 pe 21 plus 11. Minus 22 pe 21 plus 11. Deci X0 va fi egal cu minus 22. Y0. Y0 egal cu... 21 ori 11. Y0 va fi egal cu minus 22 plus 231. Minus 22. Nu, pe 11 ori 21 face... Face 231. 231, da? Da. Deci minus 22 plus 231. Pe 21. Adică? Adică 209 pe 21. Deci avem punctul de 0 de coordonate. Minus 22 pe 21 și? 209 pe 21. 209 pe 21. Astea au fost coordonatele punctului D. Minunate. Ca A, B, C, D să fie C. O să autora A, B, C, D să fie paralelogram. Ca să clarificăm lucrurile, insistăm. Eu puteam să spun așa. Două drepte sunt paralele, dar au ce așa. Da. A-ul este Y minus Y supra Y minus X. Și cu aceste două formule, îmi iau pe cam aici și chiar la program făcut. Cu ce vă alegeți voi? Cu formula. Nu, era pur și simplu, încă o dată, ca la clasă, să zicem, cu profesorul și profona, îi face după modelul de acolo. Dar aceste lucruri aruncate, fără să aibă nicio legătură, nu se mai trezesc niciodată interesul să te ajungi matematică. Asta se fac în geometrie analitică. Când puteam să seama cum o făceam deci, noi pe asta? Cum ați putut o face voi? La nivelul vostru, dar la nivelul vostru am făcut-o și eu. Da, dar neștiind formula asta... Deci neștiind formula asta... Nu puteam face. Ca să fii paralelogram, n-aveați nicio șansă. Deci trebuia... Cineva trebuia să vă spune, da. Sunt la fel înclinate, nu? Paralelismul. La fel înclinate însemna să aibă același șam. Dacă A e egal cu Y2 minus Y2 minus Y2 minus X1, nu aveți de unde știi. Într-o astfel de situații, asta e super plântată la... Da, da. Unde? La interi... La... Nu, pentru evaluare. Aveți răspunsul la succes? Nu, numai la test. Deci aici trebuia prezentat de către profesor, fiind că aruncă formula peste grad. A e egal cu Y2 minus X1 minus Y2 minus X1. Și te duci în final la rezolvarea sistemului ăsta. Și 100 de probleme de liceu sau de gimnaziu. De liceu sau de gimnaziu. E, o să ritoare acasă. Da. O zi, de liceu sau... sau de gimnaziu. Da, așa era de liceu. Da. Geometria analitică care trebuia să știu de așa. Deci la întrebarea ta, altfel, la, fără formulele astea, mă puteam descurca? Da. Nu. Dar formulele astea le puteam găsi? Da. Le puteam găsi. Muncind așa cum am făcut eu pe scolul teoretic. Dar tu te întrebai dacă este ceva mai simplu. Tot timpul vrei ceva mai simplu. Dar te înțeleg că asta e confruntarea ta. Dar aici nu aveam ceva mai simplu. Nu aveam calcul altceva. Adică să fructifică la fel înclinate. Care mă duceau la două relații. Un sistem de două cu două de făcut. Da? Să vedem așa. Da, mai avem un așa. Gata. Sigur, cu ce trebuie să prim? Două drepte sunt paralele, dacă au același șa. Da? Același șa. Vă dau un cap. Șa era micre, deci. Grei 2 plus Y, 2 minus X1. E tangenta dreptei. E tangenta unghiului care face dreapta.
Așa, pornim la... Tot cealaltă problemă, tot așa e juvenilă, juvenilă plană? Păi, cred că e viar de Așa, un număr par, la a doua tot număr par e, nu? Da. Păi oare e viar? Eu iarăși... La a doua tot viar de pe. Și întrebare, a? Dar bine ar fi să te... Ia să te dai răspunsul, să te dai răspunsul. Par, 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 la a doua. 16 la 2. Pe 6. Oare o fi tu număr mare? Da, dar atunci dă-mă contraexemplu, adică de zilele astea. De la 3. De ce? Deci un număr pare întrebat. Dar e aici, în problema asta. Da. 53 la 118. 53 de la 118. Ia BC numele naturale. Fie A. BC numele naturale. C numele naturale. Cu proprietatea B plado egal cu AC. B pătrat egal cu A ori C. Știm că A plus B plus C. Mai știu că A plus B plus C este număr par. Egal par. Să te arate că... Asta plus e egal cu 2K. Da. Să te arate că numele A, B și C sunt pare. Deci în această situație se rezulte că A, B, C, pare. Pare. Adică... Adică, știi ce înseamnă numere pare? De la două, nu, nu, nu. Pare, mă. Pare atât. 2, 4, 6, 8, multipli de 2. Fiecare multipli de 2. Aștept inițiativă la voi. Ce vă vine în minte în fața chestiunii astea? Deci știm că B la coa facea orice. Să ridicăm pe A plus B plus C la a doua. Să ridicăm pe asta de aici. Da, la a doua. Dacă ne folosim de B la a doua, ne mai folosim și ajungem la o formulă, mai nașim C. Dacă ridicăm pe asta la a doua. Adică 2K ar fi o formulă de A de C. Maria, tu ești încălțată de propunerea. Deci, ai dorit să faci așa. Toate. Deci, eu, în prima idee este să ridicăm la pătrat. Da, corect. Asta. De ce? Dar să ridic la trinomul, la pătrat, cam ce sunt de formulă, știi, mi-am zis, am amintit. A plus B plus C tot la pătrat. A plus B, pe lângă A, la 2 plus... Doar. Deci, A plus B plus C egal cu 2K. Echivalent. Putem să zicem ambii membri la pătrat, la 3, la cât vreți voi. Deci, și de aici rezultă că și A plus B plus C totul la pătrat egal cu 2K totul la pătrat. Atenție, că sunt numele naturale. Din motivul ăsta. Îmi permit să spun așa ceva. Înapoi ar fi valabil, dacă am două pătrate egale, ele sunt egale, dar nu merg. Adică, ăsta, așa, de aici, merge în sensul ăsta, dar înapoi. Nu. Ai tot contraexemplu că două pătrate sunt egale, care? Da, de exemplu, 2K poate să fie minus 1 și apoi pe plus ce să fie 1. La 2K. Deci, Nu, ea vrea spune de două pătrate, dacă sunt egale, nu neapărat ele sunt egale. Și așa exemplu, minus 1 la a doua, egal cu 1 la a doua. Sau minus 2 totul la a doua, egal cu 2 la a doua. Minus 2 la a doua face 4. 2 la a doua face 4. Și cu toate astea, unul e minus 2 și altul e 2. Deci dacă pătratele sunt egale, nu neapărat ele sunt egale. Ele sunt egale în modul. Da? Atât de ținut minte. Că aici am avut dacă și numai dacă și am punctat că suntem în numere naturale și are rost și înapoi. Bun. Acum, dacă aș fi să duc la A pătrat, ai și ar fi? A la 2 A plus B la 2 plus C la 2 plus 2 AB plus 2 AB plus 2 BC plus 2 BC plus 2 AC plus 2 AC egal cu 4 4 ca pătrat. Din una, îți dai seama că am încărcat.
Relația nu e. Noi trebuie să ajungem la ce? Poate cele trei numere sunt pari. Nu uităm ce vreau să arătă. Și dacă pe asta o facem mai naș în cer, nu ne ajută, nu? Da, nu cred că reușim să mai naș în cer. Da, da. Cum mai merge? Păi pe a doua lăsăm așa, pe a doua îți scriem a ce, pe da. Cel a doua lăsăm așa, pe doua pe, pe B îl scriem ca și fiind radical din a ce. Dar reușim, ai zis că reușim. Hai, nu lasă. De ce îmi spui așa? Deci nu, nu ne ajută. Se vede că e treaba complicată. Trebuie să găsim altceva. Îl ducem la treia? Și nu știu. Și la treia? Și la treia e și mai complicată. Îți dai seama că ai zis la treia? Ce e acolo? Deci, ele sunt numele naturale. Da, sunt numele naturale. Nu degeaba. Pătratul unui an egal produsul celor două. A și C. Și că toate trei adunate sunt numere... Dau un număr par. Asta nu sunt consecutive. Nu e par. Dar poate fi și, și consecutive. Poate să fie și consecutive. Doar suma trei numere consecutive. Suma trei numere consecutive va fi vreodată un număr par? Da. Păi 1 plus 2 plus 3? 1 plus 2 plus 3 face? 6. 6, da? Și 2 plus 3 plus 6. Deci 1 plus 2 plus 3 egal 6. Hai să luăm exemple. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2. Chiar ții câți consecutive? 2 plus 3 plus 5. Cât face aici? Dar nu neapărat consecutive. Eu dă și eu un exemplu de trei numere care adunate fac un număr par. Ce observăm din exemple date de până acum? Că... Am sesizat că unul din ele este par. Da. Și celelalte două, iată 1 și 3 și 3 și 5, sunt impare. Deci, adunând trei numere naturale, dacă ar fi toate impare, suma lor ar mai fi un număr par? Dacă ne uităm pe 1 plus 3 plus 5, plus 5 ori 9. Că două impare fac un par și celălalt care nu e impar, rămâne și strică tot jocul la sumă. Deci o primă observație, că dintre cele trei numere, ce trebuie să se întâmple? Două să fie impare și unul par. Două impare și unul par. Da? Două impare. Nu toate trei impare. Nu. Dar, dar suma lor de un număr par. Doar suma lor. Și ca să se întâmple ca suma lor să fie pară, ori sunt toate pare. Da, ori sunt două impare. Ori două impare și unul par. Asta poate să fie adevărat? Da. Deci, hai să zic așa. Faptul că A plus B plus C, A plus B plus C egal cu 2 ca. Dacă și numai da. Dacă și numai da, sunt două situații. Unu. A plus B plus C pare. A. Virgulă B, virgulă C, pare. Și gata problema. Da, corect. S-a terminat. Sau, doi. Unu-i par, celălalt. A egal par. Una. Dar noi trebuie să mă strâng toate să pare. Da. Păi noi trebuie să mă strâng toate să pare. În primul caz ar fi reușit problema. Dar mai există și varianta din ce am discutat noi. Că una este par. Chiar celelalte două, B, C, impar. B și C, impar. Dar n-am spus care din ele. Unul din ele să fie impar. Oricare. Da, oricare din ele. Ei, eu pot să iau și că B-ul este impar și A-ul și C-ul impar. Da? Deci, dacă pot să gândesc așa, B, par, iar A și C. Și dă pe B la 2 egal cu A, oricine. De asta, de asta,
asta e separarea dintre ele, că la una e impar și la alta, dacă nu respectăm, aia e impar. Deci, Miruna, faptul că suma trei numere este par, poate să se întâmple toate trei pare, sau una să fie, sau situația a doua, în care una, numai una este par și alte două impari. Dar aici, a doua, mai am că de bărbat, egal cu orice, cuva asta și cu aceste, trebuie să fie o contradicție ceva, trebuie să intru în conflict. Ca asta nu-mi place, să rămân numai cea care îmi place. Păi un număr la pătrat. Număr par la pătrat. Să dea... Plus la două numere impar. Plus la două numere impar, cât e tot impar, nu? Da. Păi uite, ai exemplu acolo, un număr plus trei, de exemplu, repede, ca să-ți faci. Un număr la a doua par, nu poate dea un număr impar. Deci a doua e greșit. Patru nu e egal cu număr trei. Adică un număr la a doua, care e par, dă număr par. Și la orice de număr impar. Deci e greșit la a doua, deci e așa, ca prima, nu? Cum redacă? Da, așa. Ce înseamnă B par 2K la a doua să fie egal cu 2K plus 1 în număr par, ori un alt număr. 2U, 2P, da. Da. O, așa lucrăm, da? Da. Miruna, hai să plecăm așa, o redactăm. Așa redactăm. Asta, uite. Mergem pe A plus B plus C egal 2K. Dacă și numai dată, acolo, cazul 1 plus 1. A egal cu 2T, B egal cu 2S și C egal cu 2L. Adică toate sunt pari. Și gata problema. Terminat. Da? Terminat. Da. 2. Cea de-a doua situație este când numai unul este par. Deci, hai să zicem K ar fi egal cu 2K. Că unul din ele putem să analizăm pe toate. B egal cu A egal cu 2K. B egal cu 2. K plus 1. Nu tot K. 2S plus 1. Și C egal cu 2L plus 1. Adică cele două să fie impare. Și cum mai avem de desubt că B pătrat egal cu A plus A orice? Echivalent. Ok. B-ul. 2S plus 1. 2S plus 1. Pentru primul caz facem aici? La primul caz. Primul caz e terminat, că ăsta nu trebuia să demonstrez. E terminat. Acum ne dezarătăm că asta nu e posibil. Dacă 2 nu e posibil, înseamnă că numai 1 e posibil. Dar numai 1. Și acum eu merg cu mai departe, fructit și relația. Egal cu A, egal cu 2K. Deci egal cu A, care face 2K, orice. 2 L plus 1. 2 L plus 1. Și ce ar fi echivalent? Aici când ridic la pătrat din 4 ies plus 1. Plus 4 ies plus 1. Și egal cu 2K, nici nu mai lucrez aici. 2K plus 2 L plus 1. Ceea ce înseamnă aici că este un număr impar, e ceva ori doi, e că pot să spun 4 pe lângă S pătrat plus S plus 1. Da, și ăla e par cu 1. Ăsta e par. Da? Par, par, aici. Par, par, impar aici. Ăsta e par. Și cu un impar. E ca un număr par. Pe 2 par pe lângă ceva. Par. Un număr impar egal cu un număr impar, fals. Adică 2 nu are loc. Cazul 2 nu are loc. Deci 2 nu se poate întâmpla niciodată. Atunci e numai 1. Atunci e obligatoriu, toate trebuie să fie impar. Toate trebuie să fie impar și suntem absolute. Nici nu mai demonstrăm. Nu. Păi nu, ce se mai demonstrăm? Chiar am demonstrat. Noi am pus pe oficială, deci... Deci, de, din faptul că suma lor face un număr par, ori toate sunt pare, ori unul este par și celălalt două impare. Și alte situații nu există. Iar de aici am arătat că asta doi nu are loc niciodată. Rămâne la asta. Corect. Și la întrebarea cum redactăm, așa.
Am rădat. Facem sinteză. Ia să vedem la ce am făcut. Am făcut la ințelii, ca să luăm la început copii. Da, da, vreau să luăm. Păi era de aromosinusului, cosinusului. Așa. Ia să luăm la ințelii și ziceți tot la prima problemă. De la formula lui Hero, când am găsit acolo. Formula lui Hero. Da, formula lui Hero. Aceeași pantă.
Ați văzut condiția de paralism. Două drepturi se pare, dacă au aceeași pană. Deci am zis, distanța între două puncte, coordonatele mijloc prin segment, panta drepte, două drepturi se pare, dacă au aceeași pantă, cam asta a fost lucrurile în mare pe care le-am... Deci și ultimul este pe ziua cu numere pare, numere impare, numere pare, impare, cam așa, asta este. La revedere, vă mulțumim că ați sumit profan și vă dorim să vă plăcută cu tine la să sunăm cu prietenii. Prietenii noștri pot urmări și filmul. Da, care a fost ieri în direct la TVR. Sigur, eu pot aprofona. Exact. Da, da, da. Și multe lucruri pe care le-am atins acolo. La revedere!